Hristos încheie predicăl pe munte cu imaginea două case. O casă zidită pe stâncă și una pe nisip. Să cele două case trec prin anumite probe. Să vedem care sunt acele probe prin care trec. Spune versetul 25. A dat ploaia. Prima probă este ploaia. Și știm, ploile mari, ce pericole pot ascunde. A doua probă, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, au venit șuvoaiele. Există forță în șuvoaie. Mai ales în voie care... Se umflă rapid. A treia probă spune cuvântul lui Dumnezeu: au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Vânturile, ploaia, voiele, vânturile. Interesant că fiecare casă are parte de aceste probe. Și casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip. Ce se cere de la? fiecare casă, se cere rezistență, să reziste. Rezistența la ploaie, rezistența la șuvoie, rezistența la vânturi. Ce înseamnă cele două case? Cele două case reprezintă viața. Ce înseamnă aceste probe? prezintă problemele vieții. Fiecare viață trece prin probleme. Dar nu rezistă fiecare viață. Unicat cad. Și spune Cuvântul Lui Dumnezeu despre căderea casei zidite pe nisip. Versetul 27. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vântule și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Prăbușirea a fost mare. Tot auzim în ultima perioadă de prăbușiri mari. Și internetul ne ajută să aflăm cât mai multe. X s-a prăbușit. Y s-a prăbușit. Prăbușirea a fost mare. Ca să nu ne prăbușim, știți de ce avem nevoie? De rezistență. Dumnezeu să ne dea rezistență. Să rezistăm la șuvoie, să rezistăm la vânturi, să rezistăm la ploi, să rezistăm la problemele vieții. Acesta este și titlul mesajului, rezistența la problemele vieții. Dumnezeu să ne întărească. Nici o casă să nu se prăbușească. Dragii mei, în era internetului, prăbușirile Aduc mai mult o cară. Până atunci se prăbușea unul, nu prea se știa decât în biserica aceea, și biserica plângea pentru căderea lui. Cum știe toată lumea. Dar nu mai varsă lacrimi. În aceste vremuri, când anumite case se prăbușesc, toate casele trec prin șuvoie și vânturi, Dumnezeu să ne dea rezistență. Rezistență la problemele vieții. Mă voi opri la câteva din problemele vieții. Șuvoie, vânturi, ploi. Prima problemă este problema oamenilor dificili. Oamenii dificili care sunt în viața noastră. După căsătorie își dau seama unii ca un partener dificil și încearcă să divorțeze. Unii și divorțează. Se prăbușesc! De divorț e o prăbușire. Se prăbușesc. Nu rezistă cu oamenii dificili. Alții oameni dificili la servici. Așa de dificil sunt că pleacă de acolo, nu rezistă cu ei. Și Apostolul Pavel a avut oameni dificili. Vedem pe Barnaba și pe Marcu în fapte 15 cu 36. În ce a constat această stare de dificultate? Poate ne, dăm, poate ne gândim, dar Pavel nu a avut parte de dificultăți. Să știți că a avut problema mare că Barnaba avea ungerea Duhului. Ce te faci când un om cu ungerea Duhului este un om dificil? Să știți că unii se prăbușesc în lucrare, unii părăsesc lucrarea, nu rezistă cu oamenii dificili. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 15 cu 36 și în continuare. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Margu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Ți-atenți, amândoi au avut ungele a Și Barnaba și Pavel. Amândoi au fost trimiși de Duhul. Dar a venit și voiul neînțelegerilor în colaborarea lor pentru un om, pentru Marcu. Marcu n-a fost stabil, Marcu a fost instabil, i-a părăsit, i-a abandonat. Și Pavel a zis, nu pot cu un om ca acesta, e un om dificil, nu pot lucra cu el. Faptul că ne-a abandonat va compromite lucrarea în viitor. Barnaba a zis, E rudene cu mine. Nu contează că e om dificil, îl luăm, nu ne interesează competențele lui. Așa de mare a fost neînțelegerea încât s-au despărțit. N-au rezistat împreună. N-au avut rezistență. Barnaba trebuia să renunțe. Da, Pavel, ai dreptate. Barnaba n-a renunțat. Na, nu s-a plecat în fața adevărului, nu s-a plecat în fața evidențelor. Pavele, eu vreau să-l iau pe Margu. S-a prăbușit colaborarea, nu prea mai citim ce s-a mai întâmplat cu Barnaba în lucrarea misionară. Un alt caz de om dificil este Petru. Petru care a predicat la Rusali, dragii mei, ne-am gândit că Duhul Sfânt nu o să-i prezinte nicio hibă, nicio problemă. Uitați că Duhul Sfânt prezintă adevărul. Petru a fost un om dificil. Și în Galateni, în capitolul 2, cu versetul 11, vedem nu doar că a fost un om dificil, dar a avut nevoie de demonstrare puternică. Galaten 2 cu dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față că era de osândit. Deci, așa de dificil era și așa gafă mare a făcut Petru, încât a trebuit Pavel să stea împotrivă. În adevăr, înainte de venirea unul de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați prejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Petru, din nou apare Barnaba, s-au prefăcut, au început să se devină fățarnici. Și Pavel îi mustră, când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamule și nu ca iudei, cum silești pe neamul să trăiască în felul iudeilor? Poate ne-am fi gândit, mai marele predicator de la Rusale, e, e, sfânt, nu mai comite nicio greșeală. Ce bine că Biblia prezintă și pe oamenii dificili. Dumnezeu îi folosește și pe ei. Dar aici Pavel nu închide ochii. Pentru că, dragii mei, mai observ o altă mentalitate. Dacă un predicator celebru trăiește în păcat, Imediat sare în orea și zic, zic tăcere. Tăceți. Să arunce cu pietre cel nevinovat. Deci ce este acest populism. Celebritățile au voie să facă orice. Uite că Biblia nu permite acest populism. Biblia nu permite populismul lui Petru. Da, Petru este eroul, este predicatorul de la Rosalii, dar aici a greșit. Și Biblia spune că a greșit, a fost fățarnic, s-a prefăcut n trăit după Evanghelie? Să viți să fie Domnul, pentru că Biblia este adevărul. Biblia nu încurajează acest populism al celebrităților. Eu pot să trăiască celebritățile în păcat, pentru că oricum faptul că e o celebritate, el, scuză, are mare merite. Pot veni și o prin oameni dificili. Și unii se prăbușesc, se prăbușesc înăuntru lor și n-au curaj, curajul lui Pavel de a spune lucrurilor pe nume. Un alt om dificil a fost Onisim. Onisim a fost un hoț. Un hoț. Și spune Pavel lui Filimon, dacă te-a vătămat cu ceva, voi plăti eu. Un sclav care a fugit de la stăpân, un om care a dus pagubă. Oamenii dificili pot să-ți aducă pagube materiale, pot să-ți aducă pagube spirituale. Unii zic, și ce zic? Nu o să-l iert în veac. Dragii mei, nu da iertare, nici nu mai primi iertare. Citiți Filemon și vedeți cum a tratat Pavel pe acest om dificil, pe Onisim. L-a întors la Dumnezeu, l-a trimis înapoi la stăpânul lui și a zis, Limone, te-a furat cu ceva, te-a vătămat cu ceva, eu plătesc. Eu plătesc. Eu nu știu să acoperi furtul. Eu nu știu să acoperi vătămarea. Nu, eu. Vătămarea trebuie plătită, dar voi plăti eu. Ce măreție în caracterul, frumusețea caracterului Apostolului Pavel. Oamenii dificili produc pagube materiale. Am avut cazuri în care între noi, în lumea evanghelică, unii au produs mari pagube și alții s-au prăbușit, s -au prăbușit din cauza aceasta. Psihic s-au prăbușit. La hoții s-au prăbușit psihic. Dragii mei, indiferent ce oameni dificili avem în jurul nostru, Dumnezeu să ne întărească. Să fim înțelepți cu ei. Pavel, folosit mustrarea, cu Petru, iar Conisim a folosit îndurarea. Să împletim mustrarea cu îndurarea. Dar să nu ne... să nu intrăm în noi înșine și să ne, și să ne plângem de milă. Oamenii e dificil, trebuie lucrat cu Duhul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne Duhul lui Dumnezeu! Fără Duhul lui Dumnezeu vom avea atitudine nepotrivită, fie de neiertare, fie de împietrire, fie de răutate. Un alt om dificil este Diotref. Diotref este o mare surpriză pentru că era conducător la o biserică primară. Dar Diotref era un om rău, nenăscut din nou. Și era un om dificil. Și interesant, atitudinea față de omul dificil este ca a lui Pavel. Nici Ioan nu tace nu mușamalizează. De unul ca unisim trebuie îndurare. Să de unul ca diotref. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 9, în 3 Ioan. Am scris ceva bisericii, dar diotref, care îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Deci era un izolaționist diotref. Nu ne interesează apostolii, nu mă interesează Ioan, nu mă interesează apostolul Domnului, ucenicul Domnului, se crede deasupra lui Ioan, nu vrea să știe de noi. Un izolaționist, un narcisist, unul care se pune pe el pe primul loc, dar nu s-a mulțumit cu atât, spune versetul 10, de aceea când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Vorbirea de rău. Diotref vorbea de rău pe Ioan. Și Ioan a zis, o să-i aduc aminte. O să-i aduc aminte de aceste fapte. La acest om dificil o să-i pun în față faptele. Nu o să mușomalizăm faptele lui rele. Vorbirea lui de rău. Și ce mai face Diotref? Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voi să-i primească și îi dă afară din biserică. Deci nu primea pe frații de, de afară din biserică. oameni dificili în lumea religioasă, oameni dificili în societate, cum rezistăm în problema aceasta a oamenilor dificili? Dragii mei, de la caz la caz, Pavel a folosit mustrarea, Ioan a folosit prezentarea faptelor rele, Pavel Conisim a folosit îndurarea și mila, să cerem mereu înțelepciune de la Dumnezeu. Doamne, dăm înțelepciune cum să mă port cu acest om dificil. Dar niciodată răutate, dragii mei, niciodată răutate. Răutatea nu este o formă de răspuns la oameni dificil. Nu avem voie răutate, nu avem voie blestem. Pentru că așa spune în predica de pe munte, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu binecuvântați și nu blestemați. Vezi, asta e casa zidită pe stâncă, să asculti de predica de pe munte. A doua problemă a vieții, intră la șuvoaie, pe care am răsat, problema situațiilor dificile. Poți să ai situații dificile în viață. Cum te porți în situații dificile? Sunt unii care nu rezistă psihic. Mai sunt unii internați acolo, în zona șteiului. N-au rezistat psihic la situații dificile în viață. Am auzit de un caz lângă muzeu, fostul Muzeul al Țării Crișilor, acolo lângă gara, când au fost marile demolări. O casă foarte frumoasă a fost demolată. Fostul proprietar n-a rezistat și s-a sinucis. S-a sinucis, de supărare s-a sinucis. N-a rezistat la situația dificilă. Cum? Demolează mie casa frumoasă, nu mai are rost viața. N-a rezistat la situația dificilă. Dumnezeu să ne ajute să rezistăm la orice situație dificilă. Pavel a fost în furtună, citim asta în Fapte 27 cu 18. Și furtuna a fost atât de mare încât au aruncat în mare încărcătura corabii, Fapte 27 cu 18 spune, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce mare încărcătura din corabie. Și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabii, până și uneltele le aruncat. Era o situație dificilă pe viață și pe moarte. Nu s-au văzut multe zile, soarele și luna. Furtuna era așa de puternică încât la urmă pierduse orice în de scăpare. N-au mâncat de 14 zile. Situație dificilă. Pavel era în corabie. Era într-o situație dificilă. Câteodată suntem în situație dificilă ca și comunitate. Ce situație dificilă au frații din Ucraina, nu? Bombardați, loviți, situație dificilă, comunitară. Însă, Dumnezeu a intervenit în această situație dificilă. Să vedeți cum a intervenit Dumnezeu, versetul 23, din fapte 27. Un înger al Dumnezeu la care sunt și că eu slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme pavele, tu trebuie să stai înaintea Cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dorit pe toți cei ce merg cu corabe împreună cu tine. A intervenit Dumnezeu în situația dificilă. Crezi că Dumnezeu poate interveni și astăzi? Dumnezeu poate trimite îngerului și astăzi? Poate face minuni și astăzi? Dragii mei, în situații dificile, să ne uităm spre cer. Nu trebuie să fim doborâți de situațiile dificile. Trebuie să avem un psih tare, trebuie să rezistăm. Trebuie să fim casa zidită pe stâncă care rezistă la șuvoaie, la vânturi, la ploi să fim zidiți pe stâncă numită Dumnezeu. Să ne încredem în Dumnezeu. Sunt unii doborâți de boli. A crescut foarte tare rata cancerelor. Exploziv. Vârsta la care apar e tot mai mică. Tumor și cancere. Situații dificile. Noi nu trebuie în fața acestor situații dificile să plecăm capul și ne dăm bătuți. Noi trebuie să spunem Dumnezeu stă pe tron. <răză> și cât timp vrea El, El poate interveni oricând, El poate tămădui oricând, El ne poate scoate din situația dificilă oricând. A trimis pe înger, acolo, în corabia aceea, să se prezinte la Pavel și să să-i spună corabia va supraviețui. Din cauza ta, toată corabia toate viețile vor fi salvate. O altă situație dificilă vedem atunci când Dumnezeu a zis lui Moise, în număr 20, să vorbească stâncii. A fost o rebeliune în popor, o, o cârtire și Moise n-a rezistat la această cârtire psihic n-a rezistat. Fiți să vă rog foarte atenți. Un om ca Moise, cel mai blând de pe fața Pământului, nu a rezistat psihic la cârtire. Cârtirea e acidă. Cărtirea te distruge. Un om ca Moise n-a căzut la alte ispite. A căzut la cârtire. Poate tu reziști la multe ispite, la multe... Dar poate la, la, la una nu reziști, la cârtire. Poate ai tu problema aia care nu reziști. Să vedem ce s-a întâmplat. Adunarea ne-a ne apă. Și s-a răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în Pusul acesta? Ca să murim în el noi și vitele noastre? Cuvintele au pătruns la inima lui Moise. Cuvintele astea au pătruns la inima lui Moise. Moise, care era curajos în fața lui Faraon, rezistent în fața lui Faraon, n-a rezistat la aceste cuvinte de cârtire. Pentru cine a scos din Egipt cine ne a dus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea tu și fratele tău Aron. Să, să vorbiți stâncii, și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăp adunarea și vitelor. Dumnezeu a avut o soluție de această stare de cărtire, de amar, zice Moise, vorbiți stânci. Atât. Să vedem ce a făcut Moise. Cum s-a prăbușit psihic Moise. Moise a luat dinaintea Domnului, cum îi pronunțise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, Ascultați, răzvrătiților! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Păi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din berșug, așa încât a băut și adunare. Moise n-a rezistat. A strigat la ei că sunt răzvrătiți. Și a centrat atenția spre ei. Vom putea noi oare să scoatem apă? Adică noi rezolvăm situația dificilă, nu Dumnezeu, noi. Noi să fim în centrul rezolvării problemelor, nu Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? Pentru că n-a vorbit stânci și a lovit stânca și a tras atenția pe el. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înainte copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care ți-o dau pentru acest lucru, că n-a vorbit stâncii, Moise n-a intrat în Canaan. Așa că e pedeapsă gravă. N-a intrat în Canaan! Pentru că psihic n-a rezistat la cârtire. Marele Moise n-a rezistat. Rezistă în fața lui Faron, n-a rezistat în fața poporului care cârtea, că n-avea apă. Și n-a ascultat de Domnul să-L sfințească pe Domnul, ci s-a concentrat spre sine. Noi vom scoate apă, noi, noi rezolvăm problema. În situații dificile, soluția nu este să ne uităm spre noi, soluția să ne uităm spre Dumnezeu. În situații dificile, soluția nu este să ne scoatem în evidență că noi rezolvăm, ci să spunem, Domnul rezolvă. Domnul rezolvă. Fiindcă Moise n-a ascultat de Domnul, n-a intrat în Canaan, a murit. Iosua a trebuit să ducă poporul în Canaan. Pedeapsa a fost puternică din punctul nostru de vedere. adică, Doamne, dar ce greșeală a fost asta? în loc să vorbească stânci, a lovit de două ori stânca. A fost o greșeală de neascultare. S-a lăsat dus de amar. Psihic n-a rezistat. Vedem în vorbirea lui Moise, răzvrătiților! Vedem în faptele lui Moise, în loc să vorbească cu stânca, a lovit stânca în loc să atragă atenția spre Dumnezeu, atenția spre sine. Dragii mei, în situații dificile, să ne uităm la Dumnezeu. El poate interveni. În situații dificile, să-L înălțăm, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Asta ne va da rezistență. Dacă nu facem asta, vom, ne vom prăbuși psihic ca Moise. Sunt mari lideri ca și Moise care s-au prăbușit psihic, n-au rezistat psihic. N-au avut rezistența aia psihică. Și ce vrea Domnul de la noi? Să avem rezistență în orice situație dificilă. Să rezistăm. O credincioasă franceză a fost închisă într-un turn pentru credința ei. În noaptea Sfântului Bartolomeu, Mii, mii de credincioși au fost uciși tot în Franța. Franța e mânjită de sângele credincioșilor asasinați, uciși. Pe alții i-au pus în pușcării, pe alții în turnuri. Și această credincioasă a stat ani de zile acolo închisă în turn. După moartea ei, s-a descoperit pe un perete, ca scrijelit un cuvânt, reziste rezistați. A rămas lângă Domnul. Că dacă asta ar fi lepădat de Domnul, ar fi eliberat-o. Atât a reușit să scrie pe perete, rezistați. Duhul Sfânt să scrie pe perete inimilor noastre, rezistă. Rezistă pe care angustă. Rezistă în situații dificile. Rezistă cu oameni dificili. A treia problemă a vieții, vorbim că șuvoaiele, vânturile, care bat în viața noastră, reprezintă problemele vieții. A treia problemă este problema ispitelor. Ispitele fac parte din viața noastră și de multe ori ne dubară. Adam și Eva au fost ispitiți. Și fiți atenți, n-au fost ispitiți cu violență. Satan nu i-a constrâns prin violență. Și a apelat la intelectul lor. Și l-a vorbit de rău pe Dumnezeu. Dumnezeu știe că dacă veți mânca din fruct oprit, o să fiți ca Dumnezeu. Dumnezeu este rău, Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. A apelat la emoțiile lor, omul era de dorit, Satana folosește intelectul și emoțiile noastre să ne ispitească. Adam și Eva erau perfecți și au căzut în ispita. Știți că rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune pe care trebuie să o rostim în permanență și nu ne duce pe noi în ispita. Satan vine mereu la intelect și la emoții. Rostul ispitei este să ne îndepărteze de Dumnezeu. Și noi trebuie să rezistăm la ispite. O altă ispită, de fapt, aceasta a fost în biserică. Anania și Safira au fost în biserică. Ispita aceasta de a arăta altceva că ești decât ești în realitate. Au vândut o moșioară a oprit o parte din preț cu știrea nevestei, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satan inima ca să minți pe Duhul Sfânt, să ascuns o parte din prețul moșioarei? Te-ai vrut să te dai mare, să te dai mare. Ispita să te dai mare, dar pe, pe bază de neadevăr. Nimeni nu te-a obligat. Nimeni nu e obligat. Puteai să spui. Prețul moșoare am vândut cu atâta, 50% mi-am primie, 50% vreau să dau la biserică. Deci el a vrut, Anania și Safira au vrut să se prezintă mari, faimă! Uite, toată moșia au pus-o la picioare apostolilor. Ispita să te dai mare cu orice preț. În biserica primară, dragii mei, nu, era, nu vorbim de păgâi, nu vorbim de mormoi, nu vorbim de... Vorbim de biserica primară, Anania și Safira. Și știi să zice în continuare, Petru, dacă nu vindeai în urmă neia ta, după ce ai vândut tu nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. E ispită enormă să te, fac, să te dai mare cu prețul minciunii. În era aceasta online unii vor să-și facă o imagine care nu are acoperire în realitate. Acum pot să și plătești. Sunt și anumite modalități ca să crească numărul de like-uri. Nu e o problemă. Dumnezeu să ne dai inimă smerită. Că ispită enormă să se dai mare pe bază de neadevări. Vedeți, ispitele sunt foarte diverse. O altă ispită este ispita aceasta urii, ca și Abel. Frați, dulci. S-a născut ura în inima lui Cain. Și i s-a spus să se să stăpânească starea aceasta. Să se stăpânească. Noi trebuie să stăpânim pornirile astea de ură, de invidie în noi. Sunt ispite mari ura și invidia, dragii mei. Cain nu și am înfrânat ura nu și-a înfrânat invidia și a mers la crimă. Invidia este un păcat extraordinar de mare. Să ne cercetăm în această dimineață. Nu avem această ispita invidie în inimile noastre? Cu toate poate fi invidie între frații de corp. Poate fi invidie între frații de credință. Dumnezeu să ne scape de invidie. Invidia va duce la rău. Invidia poate să ducă la crimă. O altă problemă a ispitelor este ceea ce spune în Iacov 1 cu 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, că după ce a fost găsit bun, va primi cu una vieții pe care a făcut-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Ferice de cel ce rabdă ispita. Dumnezeu să ne ajute să răbdăm ispita. Sunt multe, mii, mii și mii de forme de ispită. Noi trebuie să răbdăm. Scopul ispitei este să ne departeze de Dumnezeu. Unii s-au și îndepărtat de Dumnezeu. Unor ispita poate lua forme foarte subtile să te înfricoșeze. Când am fost în fața Comisiei de Recrutare pentru Armată, la, acolo la credință. Zice că -s pocăit. S-a uitat din comisia de recutare spre mine. Zice, bă, eu vreau să-ți fac un bine. Nu, no, bine, fă, ce bine. Fii atent. Să-mi spui că nu ești pocăit. Că doar părinții. Și dacă faci asta, o să ajungi într-o unitate bună. Dacă eu te trec că ești pocăit, s-ar putea să ajungi la munci, la căi ferate la mine. E posibil să-ți putezească oasele, că doar sute de soldați au murit în mine și era m au băgat o frică în mine ăștia. N-am vrut eu să mă duc la mine, nici la căi ferate. No, ce trecem? Hai, hai! Tine spune Dumnezeu e deasupra lor, fie ce o fi. Eu lăsați, lăsați că ți acolo, nu schimbați. Bine, la mine cu tine. A fost o ispită mare. De aceea să nu ne privim să judecăm pe cei care cad în ispită. Că unor ispitele ca un cutremur. Și sunt am ajuns? Centrul Național al Artileriei în aceeași cazarmă cu fiul ministrului apărării naționale. Ministrul și-a trimis în cazarmă aia fiul și Dumnezeu m-a trimis pe mine tot acolo. Deci nu cum au vorbit ei, au fost și cum a vrut Dumnezeu. Noi trebuie să răbdăm ispita. De trebuie să ne rugăm zilnic, Doamne ajută-mă să rab dispita și astăzi. Ajută-mă să rab dispita și astăzi. Pentru că nu vreau să cad, nu vreau să mă îndepărtez de la tine. Casa zidită pe, stânc, pe nisip. E viața care se prăbușește în fața ispitelor. Casa zidită pe stâncă e viața care rezistă la ispite. A patra problemă a vieții. Problemele vieții sunt reprezentate de șuvoaie, de vânturi, de ploi. Lovesc în viața noastră, în casa noastră. Noi trebuie să rezistăm. Este problema încercărilor. Vin încercări în viața noastră. Și în 1 Petru 1 cu 6 se folosește expresia felurite încercări. Zice așa, 1 Petru 1 cu 6, În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Felurite încercări! Dacă trebuie, Dragii mei, trebuie să trecem prin încercări. Nu vom scăpa nici unul. Dar încercările nu vor fi la fel. Și spune Petru, sunteți întristați. Încercarea aduce tristețe. Dar care sunt rezultatele încercării? Versetul 7. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare laudă, slava și cinstă lui Iisus Hristos. Este încercarea credinței noastre. E încercarea de foc. Pentru puțină vreme. Poate chiar acum sunt frați surori care trec prin încercarea de foc. Trebuie să rezistăm în încercare. E pentru puțină vreme. Aduce tristețe. O stare psihică negativă în tine. Simți că ești apăsat. Simt că ești trist. Spune cuvântul lui Dumnezeu că încercarea aduce tristețe. Dar trebuie să reziști la încercare. Doamne Iisuse, ajută-mă să reziste la toate încercările. Mulțumesc că Tu limitezi aceste încercări în viața mea, că nu sunt permanente. Iov a rezistat la încercare. Dar la Iov Lovitura a fost de la oamenii cei mai dragi. Încercarea cea mare nu au fost bubele. Și, a, și, bubele au fost. Știți că a fost încercarea cea mai mare? Lovitura de la soție și lovitura de la prieteni. Când te lovesc cu oamenii cei mai dragi, e o încercare extraordinară. Soția a zis lui Iov, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor.” Prietenii au vorbit negativ, au prezentat lucrurile ciudat. Iov avea coșmaruri noaptea, s-au îndepărtat de la el slujitorii. Dragii mei, a fost o încercare de foc pentru Iov. Poate treci și tu prin încercare ca Iov. Ești lovit de cei dragi, de oamenii pe care îi iubești cel mai mult, ești iubit. Iov își iubea soția și își iubea prietenii și a fost lovit de ei. Aici mi se pare că a fost cea mai grea încercare. Apoi bubele, apoi durerea fizică. Uită-te cu ochii la Dumnezeu. Și când ești lovit, uită-te la Dumnezeu. Dar răscumpărătorul meu este viu, spune eu. Se va ridica pe pământ. Îl voi vedea, îl voi vedea, îl voi vedea. Voi vedea pe răscumpărătorul meu, chiar dacă sunt lovit de oamenii dragi. Chiar dacă am dureri fizice, îl voi vedea pe răscumpărătorul meu. Eu cred în răscumpărătorul meu. Eu sunt de partea răscumpărătorului meu. Prin credință a rezistat Iov, prin credință, prin credința în Dumnezeu, prin încrederea în Dumnezeu. Pentru că încercarea credinței are rostul să-ți încrederea ta în Dumnezeu. Cea mai grea încercare mi se pare sita satanei, Există așa ceva? Este o culme a încercării, sita satanei. Luca 22, cu 31, vorbește de această experiență prin care a trecut Simon. Luca 22, cu 31. Domnul a zis, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. Deci satana nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Vedem și la Iov, până nu i-a dat Dumnezeu permisiune, n-a făcut nimic. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Această cernere, această sita Satanei. Doare. Credința ta este pusă la îndoială. Credința ta în Dumnezeu. Credința ta în Cuvântul lui Dumnezeu. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă. Nu știu în dreptul cui se pot spune cuvintele acestea în această dimineață. Nu știu numele cui poate fi pus un loc de Simone, Simone. Satana te-a cerut să te cearnă. Uitați pentru ce se roagă Domnul Isus. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. În vremuri ca acestea, când treci prin sita satanei, trebuie să te rogi așa. Doamne, ajută-mă să nu-mi pierd credința. Ajută-mă să nu-mi pierd credința. Și după ce trec în această sită a Satanei, să întăresc pe frații mei. Un om care a trecut victorios prin sita a Satanei va avea putere să întărească pe frații lui. Și credința lui e întărită, dar și frații lui devin întăriți. Sunt tot mai mulți oameni lui Dumnezeu care trec prin boli, unii prin dureri inimaginabile. Indiferent prin ce trecem, dragii mei, Dumnezeu să ne întărească în credință. Credința ne dă, ne dă rezistență. Încrederea în Dumnezeu ne dă rezistență. Credința în Dumnezeu, care este stânca viacurilor, ne face să ne punem viața Să ne încredem în El. Și ce înseamnă nisipul? Nu mă încred în Dumnezeu, mă încred în lumea aceasta. Și când vin probleme vieții, te prăbușești și prăbușirea ți este mare. Dumnezeu vrea ca în toate încercările vieții să răbdăm. Pavel a avut încercări deosebite. Poate veți spune, cum spune în 2 Corinteni 11 cu 23, că nici nu v-ați dat seama ce încercări a avut. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în ostenel și mai mult, în temnițe, 1 Corinteni 11 cu 23, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, lovituri fără număr, să fii lovit pe nedrept. De cinci ori am căpătat de la iudei 40 deci de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De trei ori s-a sfărâmat coreabea cu mine. Aici vreau să mă opresc. Vreau să închid gura unora Gura unora trebuie închisă. De trei ori a naufragiat cu Corabia Pavel. Putem spune că Dumnezeu l-a pedepsit pe Pavel că a naufragiat. Să nu ne grăbim când un om are un accident de mașină și să spunem, l-a pedepsit domnul! Nu ne grăbim. Pavel a avut de trei ori naufragiu. Nu putem să spunem că l-a pedepsit domnul. Nu știm. Nu orice problemă dureroasă în viața noastră e pedeapsa Domnului. Trăim într-o lume rea. Într-un context rău. Nu la orice trebuie să etichetăm pe un om că l-a pedepsit Domnul. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Desule am fost în călătorie, în primești din perăuri, în primești din partea tălharilor, îmi primești din partea celor din neamul meu, îmi primești din partea păgânilor, îmi primești din cetăți, în primești de împustiu, în primești de pe mare, în primești de între frații mincinoși, în ostener și necazuri, în priveguri adesea, în foame și sete, în postru adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Încercări după încercări în viața lui Pavel. Cist cum a rezistat? Prin harul Domnului Isus. Pentru că atunci când el era în dureri și s-a rugat să-i dispară durerile, țepuși, Domnul a zis, harul meu ți este îndeajuns. De aceea există binecuvântarea aceea din Corinteni, și harul Domnului Iisus Hristos. Pavel își încheie scrisorile cu harul Domnului Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Avem nevoie de harul Domnului. Harul e darul nemeritat. Harul nu se bazează pe meritul nostru. Noi nu rezistăm pe baza meritelor noastre. Noi rezistăm pe baza harului Domnului Iisus Hristos. Și harul Domnului Iisus să se vadă în viața noastră. Să rezistăm la orice încercare priharul domnului Isus Hristos. Așa a rezistat Pavel, Pavel a rezistat priharul domnului Isus Hristos. Și ultima problemă a vieții la care vreau să mă opresc. A cincea ce problemă este problema răutății. Unii nu rezistă la răutate. Ilie n-a rezistat la răutatea Izabelei. Izabela a zis: "Vei muri." cu răutate ieșită din comun, i-a zis. Știți că Ilie a fugit și știți că Ilie și-a dorit moartea, n-a mai rezistat psihic la această amenințare cu moartea. El care a ucis lui Bal, eroul de la Carmel, vedem, eroul de la Carmel a devenit un biet fugar, pentru că n-a rezistat la problema răutății. În 2 Timotei 4 cu 14-15 Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Alexandru Căldăraru. Pavel spune, uite, omul ăsta mi-a făcut nu puțin, mult rău. Nu știm ce mult rău i-a făcut lui, dar i-a făcut mult rău. Oamenii care ne fac multe rele, să știți că sunt înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ține cont de această răutate. Noi trebuie să rezistăm și la răutate. Ilie a fugit. Nu a mai rezistat. Și-a trebuit să-l atingă un înger. Păi vedem pe Saul și pe David. Saul l-a prigonit pe David, a vrut să-l ucidă pe David. dar plin de răutate, Saul. David mereu întorcea cu bunătate. Preobiții mei, ne oprim aici. Două case. Case reprezintă viața noastră. O casă zidă pe stâncă, o viață zidită pe cuvântul lui Dumnezeu, pe încrederea în Dumnezeu. O casă zidită pe nisip, pe valorile lumii acestea. Amândouă casele trec prin proba șuvoielor, prin proba vânturilor, prin proba ploii, adică prin problemele vieții. Una rămâne în picioare și cealaltă cade. Te întreb, tu vrei să rămâi în picioare? Sau vrei să cazi? Domnul să ne ajute să rămână în picioare. Să ne bazăm pe Isus Hristos, stâncă veacurilor. Să ne încredem în Dumnezeu și prin credință, cum a fost în și dimineața la rugăciune, prin credință să rezistăm. Rezistăm prin credința în Dumnezeu. Rezistăm fizic, rezistăm psihic. Rezistăm din toate punctele de vedere. Ferice de cel ce răbdă ispita.